Târgul de fete de pe muntele Găina din județul Alba, anulat din cauza vremii nefavorabile. Evenimentul care ar fi trebuit să aibă loc în acest weekend pe muntele Găina, la o altitudine de aproape 1500 de metri, nu se poate desfășura, întrucât mai multe localități din zona Pusenilor au fost grav afectate de inundații. De asemenea, meteorologii au transmis avertizare de ploi torențiale. Organizatorii târgului au anunțat că au luat această decizie pentru a nu pune în pericol viața participanților. Potrivit organizatorilor, drumul de acces către muntele Găina nu mai este sigur pentru mașini, iar forțele de ordine care ar fi trebuit să asigure zona pe desfășurarea Târgului sunt implicate în acțiuni desfășurate în zonele afectate de inundații. Ediția din acest an ar fi trebuit să includă concerte de muzică populară, ușoară și folk, expoziții de fotografie, proiecții de film, recitaluri de muzică de fanfară, precum și un târg al meșterilor populari. Târgul de fete de pe Muntele Găin a fost atestat documentar în anul 1816. Este a doua oară în istorie când evenimentul este anulat, anul trecut din cauza pandemiei de coronavirus și acum din cauza inundațiilor și a vremii favorabile.